continuăm această dimineață, iar de această dată eu o să fiu doar persoana împuternicită să transmit întrebările dumneavoastră, iar răspunsuri o să obținem în această dimineață de la parohul Bisericii Inimi Tăcute, preotul Viorel Cojocaru. Părinte Blagosloviț, Hristos a înviat! Adevărat, a înviat, Doamne ajută, bucurie să aveți! Astăzi avem un soi de provocare, pentru că am decis să aflăm ce și-ar dori să afle oamenii de la un preot și dacă sunteți de acord, procedăm la treabă. Cu mare drag. Regia, haideți să începem. Cât de mulți oameni vin la slujbă în ziua de duminică? Așadar, câți oameni vin la slujbă de duminică la biserică? La noi la biserică, în dependență de duminică, dacă este zi de post, sigur vin mai mulți. Dacă facem de la minim la maxim, ca să ne dăm seama, împărtășim în jur de 70 de copii până la 7 ani, duminica când nu este post, iar în ziua de florii, peste 1000 am împărtășit de credincioși. Deci nu avem, nici nu inițiem cumva sau intuim sau să numărăm câte persoane. Nu e o problemă sau nu punem accentul în cantitate, punem în calitate. Punem problema cu ce plecăm de la slujbă. Adevărat. Nu cu ce intrăm la slujbă. Pentru că de la slujbă trebuie să plecăm, duminica trebuie să plecăm mai atenți, mai grijulii, cumva să ne securizăm spiritualul din noi, așa încât să putem să devenim mai buni. Și pe mine asta mă deranjează cel mai mult dacă tot vorbim de slujbă. Sunt foarte multe cărți de regulamente, cum trebuie să se comporte creștinul în biserică. Așa. Și sunt foarte puține cărți cum trebuie să comporte creștinul în societate. Și avem una de bază. Se numește Sfânta Scriptură. Cât de frumos! Noi mai avem întrebări, așa că o să continuăm cu următoarea. De ce nu se plătesc impozite la stat? De ce biserica nu plătește impozite statului? Iată așa. Da, este bună întrebare. Așa. În primul rând aș fi vrut să vorbesc că biserica nu se ocupă cu partea economică. Uh-huh. Sunt biserici, sunt mănăstiri care au și partea aceasta economică gestionată foarte bine financiar și chiar plătesc impozite la stat. A, deci sunt biserici, sunt, mănăstiri sunt, care plătesc da, impozite. Da, sunt. Uh-huh. Biserica noastră de unde vine este în construcție. Uh-huh. Și avem o scutire de la stat și în felul acesta toate taxele care sunt percepute, noi nu avem taxe în biserică, apropo la taine, la ierurgii, doar cei ce procurăm lumea care trebuie să o achite credinciosul ca să putem procura în continuare. În rest, banii care sunt veniți contribuție, care se numește jertfă, pentru a continua activitățile în biserică. Uh-huh. Biserica are activități, nu doar cei ce, nu doar consumabile, ce vorbim de regii, de alte lucruri. Biserica trebuie să menținem, noi suntem o parohie care îngrijim diferite, multe persoane țintite la pat. Avem copii în gestiune, avem, deci încercăm cumva să dirijăm lucrul acesta, dar dacă vorbim de ceea ce produce biserica, așa. Dar când biserica procură ceva, ca oricare agentul, cum se oricare persoană juridică, ea nu este scutită de impozit. Noi contribuim și noi când procurăm diverse lucruri din magazin, noi achităm totul absolut cu impozit, totul absolut. Deci nu suntem scutiți așa, să spunem, suntem foarte, foarte privilegiați, nu. Da, vedeți că în societate există această preconcepție și poate că ar fi cazul ca oamenii să cerceteze mai mult și să cunoască aceste lucruri. Noi, la Biserica din Evnim, noi avem o transparență, deci fiecare donație este dat cu cec, cu bon de plată. La final există comitetul bisericii. Așa. Care cu contabilul care dă, dar ai de seamă ce s-a făcut cu banii, unii s-au dus totul absolut, ce s-au consumat. Și felul acesta este, eu nu pot să spun că suntem cumva un fel de stat în stat. Nu. Nu. Noi încercăm să fim cât mai transparenți. De ce? Pentru că lucrăm, suntem reprezentanții unii instituții divino-umane. Dacă noi nu suntem exemplu, despre ce să vorbim, despre ce alții. Și apoi, din alt punct de vedere, de câte ori noi am dat impozite la stat când am plătit cadouri pentru ziua de naștere? Da. Sunt foarte multe lucruri în viața aceasta care trebuie cumva înțelese altfel. Și apoi este foarte
important pentru noi și mai ales dacă vorbim de spațiul Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă Română o prelată în jur de 75% din activitățile sociale ale statului. Așa. Deci dau un exemplu. Părintele Nicolae Tănase din Valea Plopului, Prahova, 400 și ceva de copii poartă numele înfiați. Da. Avem foarte multe mănăstiri care au aziluri de bătrâni, orfelinate, îngrijesc copii abandonați. Inclusiv aici, în Republica Inclusiv, Moldova. În Moldova vorbim. Cunoaștem foarte multe vorbim, povești. Și biserica mereu, noi mereu am fost implicați și avem rapoarte publicate despre cum s-a implicat Mitropolia Basarabiei în perioada pandemiei. Uh-huh. N-am fost și nici nu vom fi niciodată cumva separați de problemele societății. Da, frumos. Haideți să continuăm să vedem și următoarea întrebare. Care ar fi o rugăciune pentru studenți care am putea să o spunem înainte de examene? Foarte bună întrebare. Cea mai bună rugăciune este să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea voință ca să putem învăța. Să avem, să ne putem apuca de carte. 1, 2. Sunt lector universitar și eu și spun la studenți, nu există noroc. Încercați credința, superstiția care o aveți în raport cu norocul, să o canalizați spre voință de a învăța. Și aici am făcut a doua facultate la Cluj, dreptul, eram cu colegii mei la final, la examenul de absolvire și am hotărât să mergem la una din mănăstiri ca să ne rugăm. Așa. Să ne ajute la examen. Ce spunea domnișoara, probabil studentă. Și atunci am ajuns la părintele Ioan Iovan, un sfânt, Mănăstirea Recea, județul Mureș. Nu asculta părintele, nu asculta foarte atent, uitați așa, uitați. La un moment dat, o colegă zice, părinte, vreau să-ți plătesc, să te rogi la Dumnezeu, să-mi lumeze Dumnezeu mintea. Așa. Și părintele a răspuns, fenomenal. Deci, așa, mai întâi de tate a făcut așa un zâmbet ca Moș Crăciun, avea peste 90 de ani, zice, draga mea, fiica mea, mă ruga eu la Dumnezeu să-ți lumineze mintea dacă avea ce lumina. Du-te și pune mâna pe carte. Ah, da, da, să știți că e undeva grăuntele astea de adevăr filozofic și spiritual. Să vedem și următoarea întrebare. Care este, de fapt, dovada că Dumnezeu există? Dovada fizică. Că Dumnezeu există, înțeles. Da. Foarte multe argumente. Este domeniul meu. Așa, domeniul de expertiză. Foarte multe argumente. În primul rând, faptul că suntem un microcosmos într-un macrocosmos. Uh-huh. Lucrul acesta vorbesc foarte mulți medici despre existența lui Dumnezeu. Și chiar am făcut o cercetare în domeniul acesta și am constatat că cei mai credincioși medici, specialiști, sunt chirurgii. Cei mai credincioși sunt neurochirurgii. Așa. Că nu au explicații. De exemplu, cunoscutul savant Nicolae Păulescu, cel care a inventat insulina, el zice așa, că nu poate să apară la nimic dacă nu este un arhitect care a dirijat, care a făcut toate lucrurile, atât de bine făcut. Deci noi vorbim, eu analizat omul, doar omul l-a analizat. Și a văzut cât de perfect e construit, absolut. Organismul, anatomia omului, fiziologia omului, nu poate să apară așa de la sine. Unu. Altceva. Faptul că noi existăm, există probabilitate că există cineva care pulsează viață. De exemplu, avem foarte multe cupluri sterile. Medicii zic... Nu vă putem ajuta. Nu, e tot ok. Nu știu ce nu aveți copii. E tot ok. Există cineva. Și mă întreabă credincioșii, de ce așa? Pentru că copilul apare atunci când Dumnezeu coboară, se rută burtica mamei și acolo ia viață. Dumnezeu este cel care dă viață. Este cineva care dirigează lucrurile acestea. În alt context, noi tot vorbim de evoluție. Există și în biserică această idee de evoluție. Pentru că cele 7 zile creației, asta și înseamnă. O 7 zile înseamnă în timp s-au creat toate lucrurile și a văzut Dumnezeu că este bine. Deci Dumnezeu putea să vadă că este bine. Și unul cel mai important segment care vreau să-l atenționez este faptul că să analizăm, s-au făcut foarte multe cercetări științifice din diferite religii. Ce au văzut cetățenii care au avut moarte clinică? Întrebarea este următoarea, de ce coincid? De ce coincid la toate religiile același lucru?
că am ieșit, m-am văzut pe mine, am coborât într-un tunel, am mers într-o zonă foarte frumoasă, am auzit voci, nu înțelegeam ce, ce e mai important. Nu mai vreau să vin înapoi când am ajuns acolo. Era bine. Era bine. Ah, cât de frumos. Părinte, să știți că noi mai avem în palmares foarte multe întrebări, așa că vă lansez provocarea să mai răspundem încă la una, că timp mult nu avem, așa că o să rog colegii. Facem un păcat, da? Noi putem după să-l isprăvim într-un fel, să ne iertăm singuri pe noi, dacă e posibil așa ceva. Nu știu. Știți, cel mai greu este, aveți dreptate, și eu constat deseori, cel mai greu este iers pe tine. Aici e partea complicată. Pare că e ușor, dar nu chiar așa de ușor. Pentru că rămâne mușcările acestea. Rămâne mușcările acestea și Sfinții Părinți vorbesc despre felul de a ierta păcatele. Există niște trepte. Conștientizarea faptului că ai greșit este primul lucru. Încerci să vezi unde e greșit, încerci să corectezi, este al doilea lucru, și apoi să-l ștergi. Este cel mai greu. Uh-huh. Și noi recomandăm acestor persoane să încearcă să facă un efort să nu mai repete. Așa. Și să înlocuiască un păcat cu o virtute. Frumos. Ar fi o soluție la care am putea să recurgem. În general, despre procesul de iertare pe alții și pe noi înșine o să discutăm și altă dată, când o să continuăm și cu celelalte întrebări, că mai avem. Mulțumim tare frumos! Cu drag, pentru... cu mare drag. Sper să fiu de folos și lumea să fie mai bună și să fie pace în sufletele noastre. Așa să fie, cu Doamne ajută, iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături de noi.